Salutare zumări, salutare zumărițe, eu sunt Sergiu și astăzi vom vorbi despre democrație. Desigur, în timp ce ne vom pliba cu bicicletă. Pentru a înțelege democrația, trebuie să înțelegem ce reprezintă, ce valoare are și desigur cum funcționează practica acesteia. Cum funcționează democrația? Aflăm răspunsul din nume, Demos și Kratos. Democrație, puterea poporului. Bun, și ce înseamnă acest lucru? Ei bine, în orice regim, unul face legea și altul o respectă. În democrație, poporul votează în favoarea poporului. Puterea, crearea legii, dar și respectul acestea aparțin cetățenilor. De respectat este ușor, cu bicicleta merg pe partea dreaptă a șoselei. Dar cine și cum a stabilit? Cum își exercită poporul puterea? Prin vot. Acum, cum votează cetățenii? În lume se spune că sunt două tipuri de democrație. Democrația participativă și democrația reprezentativă. Le vom analiza pe amândouă ca să ne dăm seama care este democrația adevărată, care este cea falsă și cum pot fi ambele influențate. Democrația participativă. Vom începe cu o definiție foarte importantă. Foarte importantă. În acest tip de democrație, poporul votează în favoarea poporului. De exemplu, referendumul este actul și momentul în care omul de rând, poporul, legiferează, face legi. Dacă am trăit într-o țară cu democrație participativă, fiecare cetățean, cu drept de vot, ar alege fiecare lege, fie ea constituțională, organică sau ordinară. Acum, dacă doriți să vorbim și despre executarea acestor legi, depinde foarte mult de ideologia celor de la conducere și de cantitatea de legi dorită. Statul român, care tinde spre socialism, are o mulțime de acte normative și modificări la modificări ale acestora, lucru care dăunează procesului juridic și oferă o nesiguranță, o neinformare asupra legislației. Dacă ar fi liberalismul la putere și statul ar fi minimal, adică decentralizat, lumea ar fi mai simplă. Am avea puține legi, dar foarte bune, lucru care ar îngrădi mai puțin libertatea și ar face respectarea legilor, dar și cunoașterea lor, mult, dar mult mai ușoară. Din păcate, toate cele spuse sunt utopice. De ce? Este simplu. În România avem aproximativ 19 milioane de votanți. Să chemi atâția oameni să voteze legi, măcar de 12 ori pe an, ar fi un efort fizic, dar și financiar mult prea mare. Știți cam cât costă un referendum? Aproape 40 de milioane de euro. Ori 12 căs 12 luni? Da, nu are rost calculăm. O metodă ar mai fi tehnologia, votul electronic, de pe tabletă, telefon sau calculator. Numai că și aici intervine o problemă destul de importantă, privind securitatea acestor voturi. Deci nu este fezabil. Ce-i drept, acest tip de democrație este cel adevărat, dar imposibil de practicat într-o lume cu atât de multe interese. Acum haideți vorbim și despre democrația reprezentativă. Începem cu o definiție acestui tip de democrație. Aleșii poporului votează în favoarea poporului. De exemplu, alegerile ce vor urma pe 6 decembrie, alegerile parlamentare, sunt momentul în care cetățenii își vor vota partidele care îi vor reprezenta în Parlament și automat în guvern, care este format din majoritatea parlamentară, pentru următorii 4 ani. Adică eu, Sergiu, aleg un partid care se decide pentru mine. Nu mai votez fiecare lege, nu mai vin cu propuneri, nu mai decid nimic în legătură cu sfera legislativă, ci pun pe alții să mă reprezinte în Parlament. Ei bine, eu ca liberal ar trebui să votez un partid de dreapta, care ar lăsa libertate și ar crește economie, salarii, traiul de viață și mai cam toate cele bune. Deci, ar trebui să-l aleg pe cel mai aproape de mine, de religia mea, de situația mea financiară, de gândirea mea și așa mai departe, și îl voi vota cu mare plăcere. Că în România partidele au ideologia pe dos și că poporul nu este oricum informat cu privire la proiectele PNL-ului sau PSD-ului, oricum asta este o altă discuție pentru care vom face un episod separat. Am cam terminat de spus despre aceste tipuri de democrație, așa că acum va urma concluzia. Am dat trei definiții. Prima, cea a democrației, poporul votează în favoarea poporului. A doua, cea a democrației participative, la fel, poporul votează în favoarea poporului. Și a treia, cea a democrației reprezentative, aleșii poporului votează în favoarea poporului. Ei, acum care e și care nu e la fel? Din aceste definiții putem observa că democrația participativă este adevărata puterea poporului și cea reprezentativă nu este deloc democrație, ci în practică un fel de oligarhie votată sau mai bine zis reciclată odată la 4 ani. Deci noi trăim în falsa impresie în care statul reprezintă oamenii
și că oamenii au putere și că noi decidem ce decidem, ce vrea UE. Presa e mână-mână cu politicul și da. Oricum, orice regim și orice formă de guvernare ar fi fraudată, pentru că este inevitabil, căci omul din start pleacă de la premize greșite, din cauza neștiinței, a nepăsării și a ușurinței cu care poate fi influențat. Adică majoritatea ia de bun tot ce zice și scrie la televizor. Și așa omul cade pradă propagandei care îl polarizează și le elimină din normal, din grupul originar. În orice stat există minciună, corupție și răutate. Sunt multe metode de a păcăli lumea, de a te juca cu sentimentele oamenilor și de a le prezenta jumătăți de adevăr sau adevăruri subiective. Foarte complicată este structura omului și mai ales a statului, dar cu timpul, dacă învățăm, citim și gândim, vom reuși. Așa că dacă doriți, intrați pe canalul de Discord din descriere, profilul de Facebook unde îmi puteți pune întrebări, se află și el acolo și până data viitoare, gândiți!